Comercianții au adus la Slatina cele mai deosebite specii de flori și arbuști, dar și o mulțime de obiecte artizanale. Ei speră să-i încânte pe cumpărători, dar și să se întoarcă acasă mulțumiți de vânzări. Ce ați venit astăzi la Expo Flori? Flori de interior și de exterior. Mușcate, petunii, garofițe, flori de piatră, ficuși, begonii, dafini, rododendron de grădină. Fiind producători de trandafiri, bineînțeles cu trandafiri. Floare tăiată și ghiveci. Petunii, garofițe, mușcate. Ce mai avem pe aici? Mai avem salvie, flori de piatră. Vizitatorii sunt încântați de varietatea ofertei și consideră prețurile acceptabile. Foarte frumoase și foarte interesante, multe specialități am văzut. Prețurile? Acceptabile. Ce ați cumpărat? Trandafir japonez galben. Aveți colecție? Mai am unul roșu, unul alb, nu e colecție. Aproape 60 de comercianți din întreaga țară au venit la ediția din acest an. Ei le oferă iubitorilor de frumos atât flori pentru grădină sau apartament, plante exotice sau arbuști, dar și obiecte artizanale sau dulciuri produse în casă. Avem aproape 60 de producători, de producători de flori, de producători de obiecte de artizanat, obiecte frumoase, obiecte din lemn, obiecte din lut, obiecte de vestimentație, dar piesa principală sunt florile. Florile care și anul ăsta o să ne încânte privirile pentru aceste zile frumoase. Cea de-a 24-a ediție a Expo Flora de la Slatina poate fi vizitată până duminică seara.